play-off-ul juniorul Under-19 și pentru play-off, play-out din Liga 5. Începem cu competiția Cupa României, faza județeană. Avem echipe calificate în faza sfertului, ASE Diadema GRS, ASE Victoria Bobocu din Liga 5. Din play-out din Liga 4 avem ACS Știința Cernătești, iar din play-off ACS Voința Lanurile, ASE Valcalvă, ACS Team Săgeata, ACS Montana Pătrălagele și Asociația Sportivă Felix Poșta Cârnău. Jocurile se vor discuta într-o singură manșă pe terenul echipei mai slab cotate astăzi, cum arată clasamentul din play-off. În caz de egalitate, se vor discuta două reprize de 15 minute și dacă egalitatea persistă, vom avea lovituri de departajare. Jocurile se vor discuta data de 4 mai, ori de 17:30. Următoarea fază, semifinalele, se vor discuta data de 25 mai, ori de 17:30, iar finala, în data de 15 iunie, în localitatea Gherăsen, pe terenul Diadema. Începem tragerea la sos pentru Cupa României. Prima echipă extrasă. CS Voința Valcalvă. Care va juca ACS Team Săgeata. Următorul joc ACS Victoria Bobocu. Ce se voi instala? ACS Montana Pătrălagele. Felix Poșta Cârnău. Ultimul joc. Diadema Gherăsen. CS Știința Cernătești. Facem o recapitulare. Avem CS Valcalvă, ACS Team Săgeata, Victoria Boboc, Voința Lanurile, Phoenix Poșta Cârnău, Montana Pătrălagele, pentru că Phoenix este clasată mai slab în clasament, și Diadema Gherăsen cu Știința Cernătești.